Polițiștii suceveni au acționat sâmbătă 8 ianuarie într-un caz în care s-a făcut o anchetă complexă și de durată legată de certitudinea că cei care fac comerț în punctul turistic din Pasul Palma sunt șantajați de câțiva localnici care, sub pretextul că terenul de sub chioșcuri este al lor, le cereau sume de bani. Astfel că polițiștii au efectuat percheziții corporale asupra unui suspect de 24 de ani din comuna Vatra Moldoviței, a fost identificată suma de 130 de lei și suma de 1500 lei, ambalate diferit, fără ca tânărul să poată preciza proveniența sumei de bani la momentul depistării. Asupra unui alt bărbat au fost identificate sumele de 4500 de euro și 172 de lei, dar și înscrisuri care interesează cauza. Ulterior, au fost obținute și puse în executare 4 autorizații de percheziție domiciliară. În urma acestor activități a mai fost indisponibilizată suma de 21.000 de euro, cantitatea de 65 metri cubi material lemnos în valoare de peste 6.500 de euro, au fost ridicate telefoane mobile și cartele SIM, dar și 4 recipiente din plastic cu miros de combustibil ce pot avea legătură cu activitățile infracționale.